Concordia Chiajna, două formații care în acest sezon au dezamăgit, două dintre un egal în regie cu Rapid, același scor, același marcator pentru Studenți. Dorin Goga a egalat după ce Hristei deschisese. Tură liberă pe care o execută Petre Ivanovici în centrul careului advers. Balonul ajunge la Bari, penalti pentru Concordia Chiajna. Ei, iată din ce apare această lovitură de la 11 metri, un fault de neînțeles aici, dacă într-adevăr a fost fault. George Vidica nu a stat pe gânduri și a arătat punctul cu VAR. Mingea se ducea către aur. Metria, să vedem ce a fost aici. Nu este absolut nimic la această fază. Nu cred că are ștacaci. Nici vorbă de așa ceva. Un penalti de Cascadorii Râsului. Este imposibil de dat penalti. Așa ceva. Aude fluierul arbitrului. Gol! 1-0 pentru Concordia Chiajna. Gol marcat de Albu. Gavra. Acum centrează Gavra, întoarce în spate pentru Thiago Gomes, pe jos, ocazie mare, scoate golată Costache Florescu. Prin George Florescu. Vă de offside, nici aici. Gol perfect regulamentar scris de Florescu. 1-88, iar nu se poate gândi chiar la toate cele 3 puncte. Mioveni Rapid, avem și handball din Champions League. Dinamo joacă în deplasare, turneul campionilor. Zverev cu Tsitsipas pe Cluj, a